Salutare! Eu sunt Janet și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video haul. Am făcut un pic de cumpărături în ultimul timp și haideți să vedem ce am mai cheltuit. Am cumpărat paletuța de contouring pentru buze. O să vă arăt în următorul video și acest machiaj. Și e de nu se poate paletuța asta. Are și instrucțiunile cum să o faci. Am cumpărat-o de pe Amazon. Are aici 6 culori. Și în plus are 2 creioane cu 2 culori. Deci sunt 4 creioane de buze. Și o pensulică. O să vorbesc mai bine despre ea în un review. După care am cumpărat paletuța de la L'Oreal, Infallible Sculpt 01, Clear Light, și asta e de nu se poate, are 2 culori și se așează ca lumea pe față, dar o să vă vorbesc de ea în un video. Am cumpărat și periuța asta și la asta v-am făcut în același video review-ul. Hai să vedem ce am mai cumpărat. Am cumpărat pentru Rosella, nu, asta este un cadou de la iubitul meu, de Constantin și Elena. E un portofel de la Carpiza, e foarte drăguț, are așa și aici e făcut așa. Pentru că mă cheamă și Elena pe mine, mă cheamă Elena Janina. Tot, hai să vă arăt genți, tot de la Marco am primit poșetuța asta de la Chanel. Este așa. Bine, deja am folosit-o și am lucrurile în ea. Are un fermoar aici, două scumparturi de-astea așa. Și am mai primit portofelul ăsta de la lui Jo. Are lador, e făcut așa. Are o grămadă de chestii de-astea să-ți bagi cărțile și de credit și testerele astea după la magazine. Și... Dar eu cumpărasem mai înainte un de-asta de băgat cardurile aici și am o grămadă. Bine, o să vă fac și clipul cu ce este în geanta mea. Lui Rosella de ziua ei a vrut să-și cumpere gentuța de la Michael Kors. E neagră așa cu chestia asta aici. Înăuntru are o chestie mare așa, un buzunar aici cu fermoar și încă un alt buzunar. Și în partea asta are două chestii din astea. I-am mai și uitați ce are și aici în spate. I-am mai făcut un portofel de la Prada, dar l-are la ea. Mai departe. Am cumpărat chestia asta de încălzit ceară, e de la Natura Verde, este făcut așa, e un aparat care se bagă în priză, vedeți, se bagă în priză și aici înăuntru pui ceara, adică asta, pentru depilat, nu am spus pentru ce este. Se bagă ceara așa, o bagi la încălzit și scoți ceara și o pui pe corp cu chestia asta așa. Oricum, se scurge asta și o dai pe piele. Este foarte interesant că așa nu mai murdărești până în casă prea mare, prea mult. Și asta. După care, deși ceara, tot de la aceeași firmă. Mai departe, am cumpărat
trusa asta, chestia asta împreună, în care de la romanticul are, ce are? Gel de duș, cremă de corp și încă un gel de duș. Tă și drăguțe. Îmi plăcea și cum arăta și zic, hai să o cumpărăm. Am mai cumpărat o cremă de la Cera di Cupra, Ricetta di Bellezza, pentru piele sensibilă, protectivă. Ce am mai cumpărat? Am cumpărat niște șervețele din astea pentru machiaj, ca să-ți dai jos machiajul. Nivea pentru piele normală și mixtă și asta pentru pielea uscată. Deci unul pentru mine și unul pentru Rosella. Am luat asta pentru ochi, demachiantul pentru ochi cu dublu acțiune de la Nivea. Să vedem dacă mă, pentru că scrie că e pentru ochii sensibili, să vedem dacă mă ustură pe aici. Am mai luat și asta de la Garnier, care zice că demachează foarte bine și întărește genele. Să vedem și asta dacă mă ustură. Am luat un de la Vital Care, un fixativ împotriva umidității cu efect de lumină. După care am luat Thalasso Scrub ca să eliminăm celule moarte. Deja am mai folosit eu cu asta de la Jo Mars și este de minune. Are sări de mare și ulei eudermici și să-ți reîntinerești pielea corpului ca să elimini celulele moarte. Aici avem un cu efect gel de la Bella Oggi, este un roșu foarte sidefat. Ăsta este numărul 11, se numește Fire Red. Am cumpărat de la Deborah Milano Maxi Terra pentru contouring și asta are iluminant, vedeți? Ce drăguț! Asta e super! Am mai cumpărat-o de la Deborah. Aici este un ruj și ăsta este un gloss transparent. Ăsta poți să-l folosești pe buzele, pentru rujurile, vopselurile alea de buze, ca să nu se usuce prea tare, să rămâne. După ce ți-ai dat cu rujul ăla care ține mult, ca să ne înțelegem mai bine, aștept să se usuce și pe urmă dai cu ăsta transparent și ține toată ziua rujul ăla. După care am mai luat încă o oj, tot gel efect cu cheratină de la Bella Oggi. Ăsta este numărul 06 Cherie Passion, Cherie Passion. Este un roșu mai deschis un pic. Și ultimul lucru pe care l-am luat, paletuța de la Max Factor 01 Cappuccino Nude. Ce mișto este. Și cam astea au fost cumpărăturile mele de astăzi. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao!